Ne-am întors așadar. Marian, ce-i cu tot autodromul ăsta aici pe măsuță? Mi-am adus jucăriile de acasă. Wow, dar îmi place vulpoiul ăsta galactic. Da, acela este un pilot și o să-ți arăt imediat ce faci cu el. Noi l-am conectat, de exemplu, la controllerul de la Nintendo Switch. Vezi că vine cu un suport special, dar merge la fel de bine și pe Xbox sau pe PlayStation 4. Ok. Este la primul contact, chiar vreau să fiu impresionat. Și adică... zicem, alegeți un pilot din cei doi de aici. Nu, clar, vulpoiul, să știi. Hai, punem vulpoiul. Și uite, îl conectăm aici. Te uiți și la ecran, da? Te uiți la ecran acolo? Da. Conectezi vulpoiul și uite, ți apare automat. A fost recunoscut de controller că am folosit vulpoiul și vulpoiul este pilotul nostru în Starlink Battle for Atlas. Aha. Așa, pot să dau skip, să sărim peste partea asta și acum tot ce trebuie să-i facem este să-i găsim și o navă de pilotat. Alegeți una dintre cele trei nave de aici, pe care toate vrei arată foarte bine. Mie îmi place asta. Asta e preferata. Hai să le arătăm copiilor, indiferent de vârstă, să înțeleagă de ce ne minunăm noi atât de tare. Așa arată niște jucării care vor prinde viață în joc, bănuiesc. Da, corect. Ai intuit bine. Asta e preferata născut, mea, de exemplu. M-am născut mult prea devreme. Da. Hai să încercăm pe asta. O încercăm pe asta. O conectăm aici la controller și la fel, uitați-vă la ecran. Și acum vulpoiul este în rachetă? Vulpoiul este în rachetă și uite, mi-a apărut aici pe ecran și a apărut și aeronava pe care o pot... Fox McCloud îl cheamă. Ok, acum trebuie să-i găsim niște arme. Și așa trebuie să-ți alegi niște arme de aici. Ce avem noi aici? Am o rachetă cu vârf ascuțit. Asta este un pointy. Levitator, îi spune în joc, și cel din dreapta ta este un aruncător de flăcări. Flăcări în spațiu, nu prea. Mai un lansator de proiectile care îngheață. Ăsta arată interesant, cred că este cu ceva un puls magnetic, o chestie. Da, cred că da. Okay. Uite, îl punem pe asta, îl conectăm aici. Dar vreau pe și rachetele aripo. Pe partea asta alaltă. Ok, și acum iarăși a apărut un joc automat. Wow. Și le poți pune și invers dacă vrei. Dar n-are rost, o să punem așa. Sunt niște conectori înăuntru care își dau seama automat și hai să pornim bătălie. Starlink este despre o bătălie galactică în Atlas, așa se numește sistemul solar din acest joc și ai vreo 12 planete pe care le poți explora rezolvând anumite misiuni. Faza e că grupul ăsta de piloți pe care vezi aici este integrat în poveste și oricând poți să mergi cu oricare dintre ei să continui povestea. Și practic șeful lor a fost răpit într-o ambuscadă de niște extraterestri. Se știe. Și trebuie să rezolvi toată povestea. Ok, e un clișeu asta că ok, am fost atacați în spațiu, se întâmplă fiecare zi până la urmă. Dar în spațiul urban. Dar partea interesantă este cum a făcut acest joc, pentru că este un open world. Este o lume imensă în care controlezi doar această navă, pe care o poți zbura așa cum vrei tu și ai tot felul de misiuni de rezolvat. Eu, de exemplu, încerc să găsesc o cheie și trebuie să ajung în Equinox. Equinox este în spațiu și o să ieșim în spațiu acum. De pe planețică plecăm în spațiu? De pe planețică plecăm în spațiu. Și, cum spuneam, este un joc open world și te poți duce pe orice planetă și pe acele planete poți să explorezi diverse minerale, diverse rafinării care să-ți dau energie, care să-ți dea energie pentru toate aceste nave. Auzi, și dar poți să porți și bătălii câte vrei. În viitor o să avem vulpoi niște care o să piloteze? Cu siguranță. Da, adevărul viitorul că, poate fi virtual. Dacă au fost în filme, e clar că trebuie să existe și în viitor. Și uite, așa arată, de exemplu, celălalt galaxie. Foarte fain arată. Și este, da, cum spuneam, jocul este disponibil și pe Nintendo Switch, și pe Xbox, și pe PlayStation 4. Trebuie să te prăbușești. Nu. Totul este sub control. Am deja vreo 2 ore în acest joc. A, da? Da, uite, și acum am intrat pe această planetă. Așa. Pot să-mi aleg misiunile la care să particip. Este misiunea principală din joc, care completează povestea. Și da, seamănă cu No Man's Sky, dacă mai ținute jocul pe care l-am arătat, cred că acum 2 ani, doar că de data aceasta ai și o poveste aici. Poți să explorez și eu? Te rog. Ia să explorez și eu. Ia, deci, așa, așa și așa. Din păcate nu este un joc ieftin. Adică jucăriile astea de aici, o singură navă e vreo 100 și un pic de lei, dacă țin bine minte. Jocul în sine, na, trebuie să dai 60 de euro pe el și după care trebuie să plătești fie pentru jucăriile fizice, fie pentru a le avea în versiunea digitală acolo. Uite, doar ce ai descoperit o nouă zonă. Așa e un monstru? Nu, e un deal, George, e un deal pe o planetă extraterestră. It's getting too hot, trebuie să plec de aici. Da, vezi că se distruge nava. Da, dar nu poți să ies. Ba da, trebuie să te întorci. Ah, ok. Apasă pe A. Uite, ai găsit niște dinozauri. Poți să-i scanezi ca să afli date despre ei. Eu mai aici. A, opa, se că vreau să mă lăs dinozaurul ăsta. Te-ai lovit de piciorul lui. Unknown. Ia, și cum poți să-l scanezi? A, apiși cu Y. Pe Y, da. Și te învârți
Fă un 360 în jurul lui. Wow. Așa, mai un pic. Du-te mai în față. Du-te mai în față și dă și de celălalt stick în dreapta. Așa, hai. Ca și cum ai pilota o dronă, George, în jurul ei. Hai că înțelege. Dacă mergi cu drona, am înțeles. Da, că m-a luat amețea. Mai bine mă opresc aici. Ați urmărit așadar varianta 2018 pentru acei oameni minunați și mașinile lor zburătoare. Da, poți să-i spun. Mulțumim frumos, Marian. Ne oprim astăzi aici. Mulțumesc. Poftim jucăria. Pentru și mai multe noutăți din internet și tehnologie, nu uita, ne găsești pe ilikeit.tech. Trebuie să zic eu, scuze. Nu, ne-ai ieșit bine. Suntem și pe Facebook, dar mai ales pe Instagram.